Salut! Noi suntem Cocolix! Și este foarte târziu, este întuneric! Noi acum o să mergem. Hai, Cristina, să vinem împreună. Unde aici, la 2. Vino repede, la 2. Ia uitați aici, merg după gamer, după gamer, la 2, haide. Și o să mergem. Am intrat în stația de tren sau de autobuz? De fapt, nu cred că e de tren, este de autobuz. Ia stai să vedem. 3, 2, 1... Pe locuri, fiți gata că se încarcă, iar voi apăsați butonul de Cocolike, pentru că, sincer, nu știu ce o să se întâmple în acest episod. Jocul se cheamă Nu poți să dormi în Roblox la 1 noaptea. Efectiv, așa se cheamă jocul. Dar să știi că eu chiar n-am putut să dorm la 1 noaptea. Ce se întâmplă? Ești unde sunt? Meu. Uite, Cristina, suntem la 1 noaptea, puneți lanterna. Ok, am aici o lanternă. Și ăsta e patul nostru și ne-a trezit o gălăgie la 1 noaptea și nu știm din ce cauză. Și ideea este că noi avem misiunea ca să supraviețuim până la ora 5. Ce părere aveți? Credeți că o să ne descurcăm? Nu, chiar nu. Ia uitați, aici avem ceasul. Deja este 1:12. Avem aici și un sertar. Cristina, hai să... Am putea să deschidem, să vedem dacă sertarele. Este ceva. Uite, dacă apeși F sub pat, poți ascunde. Vino sub pat cu mine. Ia uitați-l pe gamer cum s-a ascuns. Vai, Felic, nu pot să cred. Zici că e un arici acolo. Bagă-te și tu acolo să văd cât ai ascuns tu. Stai să apăs pe E. F. Bun. Eu uite la tine pe ecranul meu. Mi se vede fundița. Hai mă bag și eu. Eu uite pe amândoi. Ne-am băgat amândoi? Da. Ok. Salut, Felix. Eu nu știu dacă tu ești aici. Nici eu nu știu dacă stai acolo. Puteți să-l găsiți pe Felix? L-ați văzut unde îi? Stai să vedem. Putem să aprindem aici și să stingem lumina. Eu totuși sunt foarte curioasă să văd ce se întâmplă dacă găsesc ceva în sertarele astea. Avem aici și un calculator. Și că putem să folosim internetul. Îl folosim? Da. Ia să vedem. Ne trebuie internetul. Ce facem aici? Internet. Chestia este că te-ai pus în fața mea și da, eu nu pot. Da, ești de aici că sunt toți donatorii și nu mă interesează. A, bine. Cristina, hai deci să mergem. Deci aici dacă vrei să donezi. Chestia este că am deschis toate sertarele. Uite, poți să aprinzi lumina la cameră. Dar noi unde suntem aici? Într-un hotel? Nu, e casa noastră. Asta e casa noastră? Vii, vrem să vezi prosoapele noastre. Mamă, ce ordonat sunt. Da, uite, avem un prosop de toate felurile. La bălăgăreț al tău. Da. La roze al meu. Fii atent, e 1:50. Poți să ascunzi aici. Da. Auzi, dar oare de cine? Ia uite pe ecran. Dar oare de cine ne ascundem noi? Da, fii atent. E 1:54, vino să vezi. Aici. Am supraviețuit foarte bine. Am prezuzit o oră. Hai să vedem. Ok. Dar ideea este că el ne prinde, trebuie să scăpăm din casă. Uite, aprinde toate luminile. Auzi, dar mai sunt aici uși. Dar unde ești? Uite, aici avem o baie. Vino lângă mine. Aprinde lumina, mă, baie. Da, aprinde tu. Uite, Cristina, toaletă, poți dau flash. Uite, Cristina, putem porni robinetul. Mamă, și chiar ai tras apa la baie? Da, trage și tu, dai flush. Hai să dăm flash. Pe partea cealaltă. Ia. Așa. Pe E. Bă, nu știu, cred că am păi cred acolo. Că am tras. Hârtie igienică. Hai, Cristina, după tine sau după mine? Suntem într-un hotel. Nu, e casa noastră. Asta e casa noastră. Dar nu știu, mie mi se pare că suntem ca într-un hotel. Aprinde lumina. Aprinde-o tot. Tu ești responsabil cu luminile. Ok, dar vezi că e și un monstru pe aici și noi trebuie să găsim cheia de la safe. La safe avem arma. Da? Ah, ok. Deci trebuie să găsim o cheie. Ce este vreun safe pe aici? În primul rând nu știu unde e safe-ul. Uite, pot să deschid astea, drawer-urile, toate pot să le deschid. Ia uite, avem aici niște planșe. Haide să le luăm. Ia și tu una. Bă, m-a prins monstru! Ce monstru ăla? Un fel de păianjen uriaș. Dar unde e? Că vreau să mă prindă și pe mine. Stai să vedem ce facem aici. Uitați-vă pe ecran. Revive. Dă-i 5 pe care nu-i mult. Oh my god, auzi, cum arată? Zici că uitați-vă la mine pe ecran cum arată ciocolatiu. Wow. O dispărut de aici. Auzi? Fix acolo în dulap m-a prins și pe mine. Auzi, Cristina, dar ți-am zis, ăsta nu-i place lumina. Ți-am zis... Păi atunci hai să închidem lumina. Nu, adică nu-i place lumina, lasă lumina prinsă. Ok, bine. Uite, Cristina, e o poză cu mine, vino să vezi. Vino înapoi. Asta. Mamă, dar ce musculos ești, gamerule. Noi jucăm acum a doua zi, deoarece prima zi nu am putut să terminăm video. Și oricum acum este bine, deoarece am reușit să facem și lumina. Cocos, Cristina, gamerița, da. Mă urmărești pe mine și așa? Te urmăresc pe tine, Felix. Hai să vedem ce se întâmplă. Înainte de toate, rupeți butonul de Cocolike și pornește lanterna pe 1. Am pornit-o deja, okay. Sunt șmecheră. Deschizi toate sertarele, da, te sertirezi, da. Uite, ok, am găsit ok, vino să deja? În care, aici? Ia, da, ia, pipica key. Stai să vedem, o luăm pe F. Da, unde e? Așa. Gata, am luat-o. E cheia cu tine, dar acum ții lanterna, da? Noi în fiecare cameră, uite, e 1:20, îți până la 5 dimineața, vino să vezi okay, ceasul. Ok, văd, e 1:25. Da. Noi acum trec ce trebuie să facem? Secundele. Deci, deschizi asta ca să nu fie monstru, te uiți să vezi dacă e monstru, da? Și aici noi. Aici noi. Aprinzi lumina, uite, aprinde-o de aici, aprinde-o. Așa. Ca să el nu vine la lumină. Okay. Tot timpul să găsești unde să aprindă lumina, uite de aici. Peste tot. Păi aprinde-le, că tu te-ai băgat în întuneric atunci. Mi-e frică aici ce e baia. Da, aprinde lumina. Hai să aprindem și aici, gata, am aprins-o. Așa, și că el ca să nu deci vină la noi. Scopul nostru e să aprindem peste tot. Uite și aici, aprinde. Vai. Vai, e cam mare camera asta. Stai că mă duc că am aprins-o. Ui. Azi niște cutii aici. Ia un bord, iubire. Hai să vedem.
Și ce facem cu bordul ăsta? Nu știu, dar să-l avem. Hai să plecăm. Aici ar trebui să punem, că e întuneric. Nu, s-ar putea să... Nu știu dacă pui la ușă. Uite, auzi, tu ai ok, deschide bita. Hai să deschidem aici. Am deschis. Ce facem, ieșim? Hai să ieșim. Dar afară ce se întâmplă? Întuneric. Nu știu, a terminat jocul. Hai să ai pe afară. Bă, fraților, de afară e întuneric, Felix. Oi, monstru, m-a prins. L-am văzut. Casă, că vin și-o în casă. A, nu, ți-o deschid ca să vii și tu. Nu. Hai, vino. Vino, vii? Da, vin, stai puțin. Bă, fraților, l-am văzut pe monstru afară. Da, pentru că a stat întuneric și știi care e faza? Tot trebuia să ții lumina spre mine, știi? Da, dacă l-am văzut, am plecat. Bă, asta e și mai m-a lăsat să mor. Gata, am venit. Ai venit? Da. A, bine, Felix. Hai să prindem luminile peste tot. Da, deci care e faza? El vine doar pentru întuneric și scopul era să ții lanterna pe mine când merg afară, știi? Aha, ca să vină în ochi. Da, și tu m-ai lăsat să mor acolo. Înțelegi? Așa am făcut. Asta ai făcut. Bă, uite, la bucătărie aprind lumina, așa. Ideea este că nu știu cum să... Auleu, e aici în dining room. Am văzut rezolvat lumina, ha, așa, gata, mă, te pui tu, mă, cu mine, mă, ciorogârlă. Uite afară, dacă mergem, dar mi-e frică de mor, nu vreau acolo, să merg, da? Mă uit așa pe geam, nu pare să fie nimeni, dar... Haide să mai vedem. Uite aici, mai este o ușă, o deschis F, unlock basement, dar n-am cheia. Ok, bine, hai să vedem, uite, în partea asta mai sunt două uși, le deschidem? Da, stai, așa? Sunteți curioși să vedem așa? Ce numai? Aprinde, în garaj. Ce tare ești că ai aprins-o, ești aprinzătoare. Fiu. Bă, dar mare garajul ăsta. Am luat doar un plank. Uite aici, în zona asta e întuneric. Uite, aici. Ia benzina, open iubire. Open door. Iubita. Turn off. Power box. Nu. Iubire, scumpă. Ia benzina. Ai okay, luat-o? Da. Am luat-o și-o. Ok. Băi, nu mai poți să iau, nu poți să ia benzina. Câte plankuri dintre astea putem să luăm? Doar unul. S-ar putea să poți să baricadezi geamul? Poți să baricadezi geamul? Poți să baricadăm ceva ca să nu vină monstru? Nu știu, hai să vedem, stai puțin, cum uit așa. În care parte? Aprinde. Dar nu știu de unde. Oh my god, cineva aici? Am prins-o. Dar abia acolo au pus ăștia întrerupătorul. Da, intenționat. Dar vezi că totuși... S-a închis. S-a închis lumina Într-o secundă. Înseamnă că a intrat în casă. O intrat monstru în casă? A intrat în casă, dar încolo. Mă uit așa cu grijă. Și da, deci dacă îl văd, ce fac? Îi dau lumina pe ochi? Uite, e la ușă. Vino să vezi, iubirea scumpă. Uite aici. Uite. Dar e prea înalt și nu poate să intre în casă. Vezi dacă ești prea înalt, ai dezavantaje. Aoleu, dar cum arată ca o ciocolată topită. Nu poți să pare. Ia uite, vede prin ușă, vezi? Ia uite ce față are. Auzi, e bine că e acolo că putem să vedem ce mai prin casă. Hai să mergem prin casă. Oi de mine. Uite, Cristina. Dar dacă se teleportează? Sper că nu știe să teleporteze. Crezi că mai este acolo, mă duc să verific. Uite ce ușă. Acolo uite, Cristina, unde? Stai acolo. E tot acolo. S-a deschis aici ușa, prinde-o repede. Am deschis. Uite în sertare, tot sertarele pe rând. Hai să vedem, să cotrobăim. Da, cotrobăcește pentru că trebuie să mai găsim cheie și chestii. Suntem oameni și ne place să cotrobăcim. Eu aprind toate cheile, lămpile. Bă, eu cred că am deschis toate sertarele în afară. Cineva aici? Nu, am crezut că cineva. Uite, sertarul ăsta nu poți să-l deschizi. Auzi, el e afară și poate să vină pe aici practic, nu? Uite-te. Care sertar nu poți să-l deschizi? Ăla de deasupra aici, din dreapta. Îl deschizi tu? Ăla primul. Cred că e încuiat. Da, hai să vedem ce e în camera asta. Hai să vedem aici în... Auleu. Ne putem ascunde sub pat. Okay, deci când vine monstru, noi practic trebuie să ne ascundem sau să-i băgăm lanterna în ochi. Da. Dar nu știu sigur dacă funcționează faza cu lanterna în ochi. Uite, vezi că aici au apărut data trecută. Ai grijă. Ai grijă. Auzi, dar nu știu de ce nu poți să desai să-ți ții puțin lumina? Ai deschis? Nu, cred că e blocat sertarul ăla. Felix, aprinde lumina, că s-ar putea să vină. Deci el practic este nemachiat și nu-i place. Oh my god, s-au închis luminile. Aprinde lumina din nou. Aprinde-o. Nu merge. Știi de unde? Din garaj trebuie să mergem ca să dăm power on. Lasă-mi mine. Lanterna. Bagă-ți și lanterna. Aici nu-i. Unde-i garajul? Unde-i garajul? Uite aici așa. Pe aici undeva. Uite aici e garajul. Hai că mă duc eu. Reset. Asta e basement-ul. F. Ai dat bine. Gata, e bine. Unde ești? Că nu te mai văd. Ești foarte deșteaptă. Aici. Sunt aici. Ce deșteaptă sunt. Mamă. Am salvat situația, băi fraților. Eu nu eram aici, uite, nu știu cum. Uite aici e ușa. Deci putem să ne și spălăm pe mâine aici dacă vrem. Mamă. Ce fain. Ce să vedem la 5 minute. Hai, deci este ora 3, mai avem încă 2 ore de supraviețuit. Da. Auzi, asta e la ușă. Unlock door F. Asta e basement. Bă, iarăși s-a închis lumina. Da. Peste tot? Nu. Auzi, da, sun la telefon. Ce? Sun la telefon, că stau aici. Pe cine să sun? Nu știu, cineva ce răspunde. Ok, dar am încercat, dar nu se poate. Nu? Încă nu. Probabil mai acolo. Oh my god, iarăși se joacă cu luminile, ce se întâmplă? Băi, se joacă cu luminile. Băi, nu pot să cred așa ceva. Unde crezi că e monstru? Sper să fie tot la ușă. Hai să vedem dacă e la ușă. E aici. Lasă, ok, prost. E aici. Nu înțeleg de ce e rămas acolo. Ce?
O rămas acolo, s-o fi blocat, cred că e prea înalt. Hai să vedem, măcar să vedem noi cum scăpăm de aici, cum deschidem cheile. Azi, știi ce fac dacă ele acolo? Nicio problemă. Hai să vedem unde deschidem. Las deschid apa la robinet aici. Și ce faci? Le cheltuiești la ăștia banii? Da, folosesc hârtie igienică. Auzi, dar poate așa are el strategia lui. Să stea până la un anumită oră acolo. Da. Și după aia la un moment dat vine. Uite, e 3:49. Aproape o oră. O oră și puțin încă mai avem de supraviețuit. Ok, dar noroc, cred că strategia noastră este bună de a prinde lumina. Uite, Cristina, ai găsit un lockpick. Îl iau eu, vezi? Hai, vezi aici? Haide să deschidem la... Știi că era un acolo? Da, haide. Unde era basement? Nu mai știu exact. Basementul... Dumă tu, hai. Aici, la bucătărie, uite. Nu. Era o ușă aici. Asta, vină ca să vezi. Vină. Asta, da. Hai cu deschid, da? Haide să vedem. E ora 4, mai avem încă o oră de supraviețuit. Merge? În loc doar, merge. F. Ia să vezi. Nu merge. Bă, nu merge. Și ce ne facem? Tălacan dorm is broken. Zice că zice că trebuie un ciocan sau ceva. Un ciocan? Azi la bucătărie, nu poți deschide... Însertarele? Da. Uite, o spar geamul aici. Vino să vezi că o spar geamul. Uite, vezi geamul pe jos. Oh, înseamnă că a intrat în casă. Ai de viața mea. Oh my God, Felix, va trebui trebuie să mergem în basement, dar zice să găsim ceva ca să spargem lacătul, un ciocan, un tralala. La cutiile astea, nu? Deschide apa la bucătărie ca să audă zgomotul, că la moștile le-s frică de zgomotul de apă de la bucătărie. Hai de mine, deci când ești acasă singur, ce faci? Deschizi toate luminile. Da. Și hai să dăm și apa. Hai să vedem pe aici, nu mai este. Auzi, dar nu este o sculă, bă, în toată pivnița asta. N-avem nimica. N-avem o cutie cu scule aici, uite, boiler. Mașinile de spălat, mamă, ce m-am speriat, am crezut că e aici. Dar unde găsim un ciocan, mă, ca să spargem? Sau mi se pare mie sau era puțin cu tremur, nu știu. Da, mi se pare că e cu tremur. Hai să mergem să mai căutăm. Hai să căutăm toate cutiile. Nu mai afară. Nu mai este aici, v-am zis eu. Hai de viață. M-a prins. Bă, dar cum a intrat în fața noastră? Poți da revive? Hai să vedem dacă putem să dăm revive. Dă revive. Stai că încă nu mi-a apărut. Nu, nu mai dau revive, că mă cere 80 de Robux. Și? Uite, zice că... Băi... Deci zice, uite ce trebuie să facem noi. A, uite, am supraviețuit. Am supraviețuit o noapte, nu? O noapte, dar prima noapte trebuie 4 nu să rățuiești. Da. Deci okay. Dacă vrei să mai facem episoade cu acest joculeț, da, rupeți acolo. Ia, apasă pe 1. Like. Ia, învârt în jos. De click în jos. Nu poți. Nu știu unde sunt afară și mă uit la lună. A, te-o capturat, trebuie să salvezi. A, ești capturată? Da, trebuie să salvezi. Data viitoare te capturez. M-a capturat. Bă, deci jocul ăsta e chiar mișto. Sper să-mi dea ciocolată. Rupeți butonul de Coco like, ne vedem data viitoare. Pa. Bă, chiar a fost fain. Da.